Deezer FM. Gânditor la fără frecvență. Sincer, mi-e stă capul nou om al ales. Celebrul Cristian Pomohaci, celebru pentru că a fost dat afară din biserică după ce a fost prins că s-a dat la minori, a cântat zilele trecute la festivalul Sus pe Muntele din Jina, ocazie cu care a fost aplaudat la scenă deschisă, cum se spune. Scena era oricum în aer liber, așadar expresia nu și-are rostul, dar trecem peste. La Jina, după cum se știe, respiră și se joacă pe tabletă un om și mai celebru decât Pomohaci. E vorba despre ciobanul Ghiță, care a ținut cu propria figură o întreagă campanie de publicitate a unui operator de telefonie. E acel Ghiță ciobanul care vorbește nazal. Îl veți recunoaște imediat, căci emisiunea Gânditor la fără frecvență a deplasat microfonul de reportaj la Jina, acolo unde s-a dat în spectacol Pomohaci. Băiete banda! Ne aflăm la Jina, aici lângă Sibiu, la un festival la care tocmai a fredonat și Cristian Pomohaci. Alături mi este Ghiță Ciobanu. Te salut, Ghiță. Ce părere ai despre domnul Pomohaci? No, de felul meu sunt un băiat pretinos, dar mie nu-mi place concurența. De asta stau singur în vârful muntelui. Ce treabă are Pomohaci să vii aici și să strice treaba? Nu înțeleg la ce te referi, Ghiță. Ce a făcut Pomohaci? Păi, așa cum era și sloganul campaniei în care apăream eu la televizor, no? Sunt prea mulți români cu inițiativă, iar inițiativele lui Pomohaci nu-mi sunt pe plac. Eu, de felul meu, sunt un băiat pretinos, dar văd că acest Pomohaci o luat în calcul nouă doar că sunt un băiat. Adică, iartă-mă că ți-adresez atâtea întrebări, chiar n-am priceput aluzia. Ți-a zis Pomohaci ceva? A făcut vreo aluzie? Mi-e rușine să vă zic. Mai întâi mi-a cântat ca în reclame cântecul ceala cu la 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 la. E cântecul ceala cu avea mersul legănatul la. No, eu sunt un băiat pretinos, așa cum am mai zis, dar să nu mă supere careva cum e acest Pomohaci. Că îmi fac urât, nu? Ok, chiar nu insist, dar te întreb de ce-i pronunți astfel numele lui Pomohaci. Pe ultima silabă pare că strănuți, așa. De ce? Păi nu, bine zis silabă la individul acesta. O veni la Jina ca să tulbure liniștea din vârful muntelui. Eu sunt un băiat pretinos, dar încă îmi pierd răbdarea cu Pomohaci. Ghiță, de ce-i pronunți astfel numele? Nu pronunț nimica, eu când zic Pomohaci, de fapt împușc doi mistreți. Unu, fac referire la el mâncat la câinii. Și doi, deja i-a smut pe tăți câinii pe el. Pomohaci, o pe el, moma lui de dezdrăbălat. Păi ce, eu de felul meu sunt un băiat pretinos, dar pentru el nu-s decât băiat. Iar la oile mele să știe că n-are intrare, nu. Eu sunt și pretinos, dar și gelos. Ce, eu m-am dus peste băieții lui Pomohaci. Gânditor la fără frecvență. O emisiune pe care o duce capul numai la râs. This is a City Slot production. Thank you for your support. Conform licenței 954, interzis minorilor. Această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare.